cât de important este să nu pierdem timpul și să ne ostenim pentru dobândirea Duhului Sfânt. Timpul din urmă de aceea și este cel din urmă pentru că acțiunile omului înșelat de mirajele diavolești sunt îndreptate către desprinderea de lumea proniei. Și iată că devine clar cât de important este să dobândim Duhul Sfânt acum. Numai în acesta e zălogul mântuirii. Scriptura spune clar că domnia anticristului va dura trei ani și jumătate. S-ar părea că ce sunt puțin trei ani, dar și atât va fi de ajuns ca să nu mai rămână niciun suflet credincios, așa luptă înfricoșătoare va fi și atât de rău vor fi pregătiți de ea oamenii. Nu veghem, ne-am relaxat, lăsăm totul pentru mai târziu. Pentru mai târziu postul, pentru mai târziu rugăciunea, pentru mai târziu râvna de a primi sfintele taine, pentru mai târziu smerenia, pentru mai târziu faptele bune. În schimb, hrană și mai multă acum locuință, chiar în clipa aceasta, mașină, e foarte de dorit. Dar se va prăbuși lumea, va dispărea această invazie a nimicniciei și se va vădi că ești gol